Un proiect de amploare a demarat în satul Abaclei, raionul Basarabeasca. În întreaga localitate vor fi sădiți arbori, așa încât peste câțiva ani străzile satului vor fi de nerecunoscut. Zilele trecute aici au fost adusă prima partidă de puieți. Localnicii s-au implicat activ în lucru și în prima zi au reușit să sădească majoritatea dintre aceștia. Noi la ziua de azi am sădit aproximativ 120 de pomi și preconizează încă aproximativ în jur la 200 să mai aducă. Și zilele următoare, timpul frumos, permite, mai sădim. Vreme rece de afară nu este un pericol pentru materialul săditor. Totodată când a fost adus material săditor, a fost și profesor din care ne-a ajutat interior de a proiecta, de a selecta copacii pentru a implementa, fiindcă nu și natural, că de adus copacii e un discurs, dar de implementat și de a selecta corect cei care sunt adoptați la climă, la temperaturi de iarnă. Copacii tineri au fost plantați în fața primăriei, în parcul central al comunii și de-a lungul drumului. Toți cei care au participat la elaborarea și implementarea proiectului spun că au făcut un lucru important pentru satul de Baștină. Acesta e un proiect pilon pentru educație, pentru tânăra generație, îndeosebi, pentru ca să-i îndrumăm a menține frumosul, a păstra frumosul, curățenia și așa și mai departe. Proiectul de înverzire a satului Abaclei este deja realizat în proporție de 80%. De data aceasta au fost dizmolizi 4 tipuri de pini și arbuști. Restul lucrărilor vor rămâne pentru la primăvară, atunci când va fi momentul prielnic pentru a planta alte specii de copaci.